cine va fi prima persoană în direct aici alături de mine. 3, 2, 1, go! Haideți să vedem, numărătoarea a pornit. Sunt aici, acesta este primul joc din această ediție. Astăzi am început de vreme și hai să vedem, 50 de secunde. Uitați-vă peste tot. Dacă aveți așa o urmă de îndoială, poate n-ați găsit soluția corectă și trebuie să vă mai uitați odată. Întrebați pe cineva, cereți ajutor. Cine mai e prin casă cu dumneavoastră? Un prieten, o prietenă, soțul, soția, fiul, fiica, nu știu, cine mai e în casă cu dumneavoastră, puteți să jucați împreună și să împărțiți banii eventual sau vă duceți în oraș, cheltuiți suma împreună. Să vedem însă cine va pleca din studio cu această sumă în buzunar. 24 de secunde rămase. Aveți câteva detalii la care trebuie să fiți atenți. Eu sunt prima care recunoaște, da, nu e cel mai simplu joc, dar totuși poate fi rezolvat, eu zic, într-un timp destul de scurt, nu? Sper că nu mai aveți nevoie de timp să vă gândiți. Haideți, dacă ați găsit soluția, veniți aici în studio, eu sunt pregătită să vă felicit. Să vedem cine va fi prima persoană câștigătoare de azi. Am ajuns la zero și unde e soluția? Nimeni n-a găsit-o? O literă și o cifră. Nu e nevoie de niciun alt detaliu, nu trebuie să-mi descrieți absolut nimic. Trebuie doar să fiți pregătiți cu soluția corectă în momentul în care mă auziți spunând bună ziua, care este soluția. Suntem la zero. Haideți. Sper să nu fiți... da! Alo, bună ziua! Cu cine stau de vorbă? Alo, bună ziua! No, mai încercăm o dată. Păstrăm jocul, regia, păstrăm jocul? Nu-l păstrăm, B3, aceasta era soluția. Bun, mergem mai departe, vă rog să nu închideți telefonul. Dacă ați închis, ați ratat șansa. Mergem mai departe și de data aceasta chiar trebuie să ne apropiem. Nu știu exact ce avem în imagine, dar dumneavoastră puteți să veniți cât de aproape se poate de ecran. Dacă aveți un televizor mare acasă, cred că vă ajută enorm. Bun, A, B, C, D, E și din nou avem cifre de la 1 la 5. Acum să nu mai faceți ce s-a întâmplat cu jocul anterior, să nu cumva să veniți aici pentru ca apoi să închideți telefonul. Vă rog să rămâneți pe fir și să-mi spuneți soluția corectă. Eu am mare încredere în dumneavoastră, știu că veți reuși, trebuie doar să vă concentrați un pic, atâta tot. În continuare, premiul este garantat, vă aștept chiar aici, puteți să sunați oricând. Cum ați găsit soluția și dacă vreți să participați în emisiunea noastră, trebuie să faceți următorul pas. E tare, tare simplu să urmați numărul de telefon și să veniți aici. Să vedem acum cine este pregătit, nu? Asta e întrebarea. Alo, bună ziua! Da. Bună ziua, aveți soluția? Am avut soluția la primul joc, dar emisa era... Pentru acest joc, aveți soluția? Da, am avut soluția și nu s-a întâmplat și s-a dat avere. Puteți să-mi spuneți o literă și o cifră pentru acest joc? Era 3 cu B. Pentru jocul anterior, dar pentru acest joc am nevoie, pentru că am schimbat deja am jocul. Interes? Puteți să încercați acum un răspuns? 3, 2, 1... Văd acum chiar mă uit foarte atent și... Îmi pare rău. Îmi pare rău, trebuie să vă grăbiți. D4, era vorba despre D4. Îmi pare rău, dar mergem mai departe. Asta e, se întâmplă. Nu trebuie să ne descurajăm acum, mergem mai departe cu un alt joc. Ok. Nu mă așteptam la așa ceva, dar... Și trei imagini diferite, trebuie să găsiți trei imagini diferite. Mare atenție! Puteți să-mi dați de trei ori mai mulți bani? Eu cred că așa ar fi corect. Dacă avem atâtea imagini, bun, mulțumesc, 150 de lei începând din acest moment. Vă rog însă să fiți atenți pentru că ați văzut primele două jocuri au rămas nerezolvate. Regia totuși, două imagini, cred că trei, e prea mult. E weekend, încercăm să ne și relaxăm. Două imagini diferite, bun, e un început. Aveți o pisică? Da, o pisică. Merge și să vedem, aveți alb-negru, alte culori, eu nu văd, dumneavoastră vedeți ceva diferit? Ce-am fi putut modifica? Nu știu. Dar am modificat prețul, acest lucru este clar, 150 de lei aveți la dispoziție începând din acest moment. Prima persoană în studio cu răspunsul corect va lua toți acești bani. Vă rog însă, nu vă grăbiți, dacă n-ați găsit soluția, rămâneți acolo, încercați să vă uitați cu atenție. Analizați tot, toate detaliile, luați și comparați toate
imaginile acestea de la un capăt de la celălalt, da? Trebuie să scanați așa tot jocul. Mergem de la A1, continuăm cu A2, A3 până ajungem la F12. Da? Acestea sunt... Eu așa aș face, dacă mă întrebați pe mine, așa aș proceda. Dacă puteți să vă uitați la joc și să găsiți soluția rapid, atunci, nu știu, poate, dar eu zic că trebuie să parcurgeți fiecare imagine. Și vedeți, aveți detalii, aveți o pisică, ea merge, nu se oprește, nu știu exact, imaginele sunt foarte, foarte mici. Poate ar ajuta dacă v-ați apropia un pic de ecran ca să vedeți toate lucrurile clar. Da, nu e un joc simplu. Vă spun din start, nu o să găsiți soluția într-un minut. Va trebui să depuneți totuși efort. Regia, aș vrea un câștigător chiar acum. Se poate? O singură imagine, o singură imagine. Eu cred că e suficient. Da? Se poate? Imaginea diferită, o imagine diferită. Dar aș vrea să am câștigătorul chiar acum în studio. Se poate? O singură persoană. Nu trebuie să mai spuneți două sau trei litere și tot atâtea cifre, da? O singură literă și o singură cifră. E sfârșitul jocului, vreau un câștigător cât se poate de repede. Deci dacă sunteți în fața televizorului și ați descoperit o singură imagine diferită, e perfect. Nu trebuie să mai pierdeți vremea căutând o a doua sau a treia pentru că am renunțat la celelalte două. Vrem ca acest joc să fie rezolvat cât se poate de repede. Avem atâtea surprize pentru dumneavoastră, dar nu pot merge mai departe atât timp cât jocul acesta e pe ecran. Deci dacă sunteți pregătit, haideți aici! Eu vă aștept, 150 de lei garantat, să vedem cine va fi primul câștigător din această ediție. E weekend, cam urât pe afară, nu știu exact unde sunteți în țară, dar cred că e mai așa peste tot. 150 de lei, să vedem la cine vor merge toți acești bani. Nu e timp de stat pe gânduri, dacă aveți răspunsul, haideți aici. Eu aștept să sune din nou telefonul, aștept să aud o voce în studio, în afară de a mea. Eu am vorbit suficient. Hai să vedem cine poate vorbi în următoarele clipe. Haideți, e sfârșitul jocului, vreau să terminăm acest joc așa cum trebuie, da? Cu un câștigător. 150 de lei garantat, să vedem cine va fi prima persoană care va pleca cu o sumă importantă de bani în buzunare. Veți veni aici, sper. Acum... Aveți răspunsul? Nu e timp de stat pe gânduri. Dacă aveți o imagine diferită, una singură, e mai mult decât suficient. Dar trebuie, atenție, trebuie să fiți prima persoană în studio cu această soluție. Hai să vedem. Am emoții. Oare cine va fi aici alături de mine? Trebuie să-mi spuneți litera și cifra. Atât. Nimic mai mult. Nu ne complicăm, nu ne pierdem în alte detalii. N-are sens. Unde e câștigătorul? V-am zis, de sfârșitul jocului. Acum. Am nevoie de cineva acum. Cineva care știe răspunsul corect. Dacă aveți o idee, aici trebuie să fiți. Alo! Bună ziua! Cine stau de vorbă? Bună ziua! Bună ziua! Aveți răspunsul? Da. Vă ascult. Rândul ce? Da. Numărul 11. Ce 11, să vedem. Ce 11. Perfect! Bravo! Felicitări! Banii sunt ai dumneavoastră! Felicitări! Ce 11! Foarte, foarte, foarte bine! Da! Bun! Mă simt mult mai bine! Cred că toată lumea a prins curaj. Acum am rezolvat primul joc din această ediție. Trebuie să găsim o țară. Bun, am găsit imaginea diferită. Acum trebuie să găsim o țară. Avem niște litere. Le-am aranjat în așa fel încât să nu ne dăm seama, nu? Dar își va da seama cineva despre ce țară e vorba? Care e prima literă? Care e a doua? Care e a treia? N-am nicio idee. Bun. Avem câteva litere. Deci trebuie să găsiți țara. Cu imagine am rezolvat-o, da? Țara. Acum vom găsi țara. Și trebuie să fiți foarte, foarte rapizi. E deja al patrulea joc din ediția de azi. Ați văzut, am venit pregătită și vom trece așa dintr-un domeniu în altul, nu? Dacă am terminat cu imaginile diferite, acum e momentul să facem așa un tur al lumii. Ne imaginăm în orice caz că mergem într-o țară diferită. O țară, ce țară, despre ce țară e vorba? Avem câteva litere,
2, 4, 6, 8 litere. Bun, deci răspunsul dumneavoastră trebuie să aibă 8 litere. Nu știu exact care e prima literă. Nu vă pot oferi niciun indiciu, dar dacă ați găsit răspunsul corect, haideți aici, hai să auzim cine e deja pregătit. Felicitări primei câștigătoare din ediția de azi. Mă bucur că ați luat banii, să vedem cine va lua al doilea premiu, pentru că n-am avut noroc cu primele două jocuri, vă amintiți. Am primit, cineva a închis telefonul și al doilea răspuns n-a fost corect. Alo, bună ziua! Care e răspunsul? Alo? 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 Bună ziua! Aveți răspunsul? De la... Aveți țara? De la concurs? Da, 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 sunteți în direct. Care e țara? Aveți? Alo? Sunteți la concurs? Da, sunteți în direct. Aveți țara? 3. Îmi pare rău, trebuie să vă grăbiți. 2. Aveți răspunsul? Finlanda. Finlanda! În sfârșit! Haideți că a luat un pic, dar bravo, felicitări! Banii sunt ai dumneavoastră! Finlanda! Cu mai mult curaj data viitoare și, da, ați văzut, imediat puteți să ajungeți în studio. Să nu mai așteptați atât de mult data viitoare să oferiți răspunsul, că ați văzut, se poate întâmpla orice. Eu trebuie la un moment dat să număr, dacă întârziați cu răspunsul, trebuie să trecem la următorul joc. Bun, 50 de lei, felicitări, să vedem acum mai multe litere de data aceasta. Nu știu ce să zic. Aveți mai multe, 2, 4, 6, 8, 9 litere, da. Ok, tot o țară trebuie să găsim și de data aceasta. Ați văzut, jocul anterior a fost rezolvat. Am avut deja două câștigătoare, să vedem cine va fi a treia persoană. Alo, bună ziua, care este țara? Finlanda. Puteți repeta? Am avut deja două câștigătoare. Finlanda. Finlanda. Nu, ce ați făcut? Nu, Finlanda era răspunsul pentru jocul anterior care a fost deja rezolvat, era Thailanda. Regia. Ce se întâmplă acum? Câte litere? Câte țări? Nu. Găsiți țările, poate sunt mai multe țări de data aceasta, nu? E o singură țară? O singură țară! Îmi dați mai mulți bani totuși? Mai mulți bani? 100? La atâtea litere? Parcă 200 de lei. Haideți cu 200 de lei. Eu zic că e mai bine, nu? 200 de lei, bun. Mă bucur că avem mai mulți bani, dar jocul e la fel de dificil. Așadar, nu vă pot oferi niciun indiciu, nu vă pot ajuta, nici n-aș avea, pentru că nu-mi dau seama despre ce țară este vorba. Deci aveți mai multe litere, sunt amestecate. Le-am făcut așa și le-am aruncat pe ecran. Acum nu știu care e răspunsul corect. Eu mă bazez pe dumneavoastră. Ne concentrăm un pic. Asta chiar nu știu ce ar putea să fie. Nu știu. N-am idee nici măcar unde ar putea fi prima literă. Regia, chiar sunteți siguri? E o singură țară? Pentru că n-avem țări cu atât de lungi, nu? Am avut Thailanda, am avut Finlanda, Italia, Spania, Franța, India, nu? Cumva ce s-a întâmplat? Sunt prea multe litere, sunteți... Trebuie să folosim toate literele sau alegem sau cum? Toate literele, bun, toate literele. Nu știu exact. Iată, trebuie să găsiți prima literă și apoi urmați așa liniile acelea care unesc literele. Va fi greu, nu va fi ușor, vă spun din start să vă așteptați totuși la un joc dificil. Dacă de-abia ați deschis televizorul, să nu vă așteptați să rezolvați acest joc în câteva secunde. Aveți nevoie de mai mult timp, e un lucru absolut normal. Aveți însă mai mulți bani pentru că trebuie să vă recompensăm, nu? Dacă depuneți atâta efort. Trebuie, meritați mai mulți bani și mă bucur că cei din regie au fost de acord cu mine. 200 de lei, să vedem însă cine e pregătit în acest moment. Dacă ați găsit soluția, nu pierdeți timp. Trebuie să fiți prima persoană în studio cu răspunsul corect. Hai să vedem. Acum să vedem cine
Cine poate rezolva acest joc? Nu e simplu, dimpotrivă. Dar aș avea nevoie de cineva chiar acum? Mai aveți nevoie de timp de gândire? Încă n-ați găsit prima literă, pentru că așa e mai simplu. Vă uitați, vă faceți o idee, alegeți prima literă și urmați liniile, da? 250 de lei, regia, eu cred că e un joc mult prea dificil, mulțumesc. 250 de lei în acest moment, dar trebuie să vă grăbiți. Pentru că am avut deja câteva jocuri, am pierdut șirul, mai multe jocuri. Am încercat, eu am vrut, eu am venit aici pentru a avea cât mai mulți câștigători. Trebuie să vă concentrați însă, nu trebuie să vă descurajați dacă nimeriți peste, dacă dați peste un joc care e ceva mai dificil. Acum nu toată lumea a iubit geografia la școală, nu? Chiar n-a fost materia mea preferată, dar pe ecran trebuie doar să găsiți prima literă și apoi urmați așa liniile și eu sper să găsiți țara. Colegii îmi spun că n-a făcut nicio greșeală. Toate literele au fost bine alese, sunt amestecate bine, bine de tot. Dumneavoastră trebuie să găsiți prima literă și de acolo lucrurile se vor aranja. Nu vă spun că totul va fi extrem de simplu, va fi lin, vor curge așa literele una după alta și veți găsi soluția așa într-o secundă. Nu, va trebui să vă gândiți bine, da? Vă concentrați, nu vă grăbiți, n-are sens să vă grăbiți dacă îmi spuneți un răspuns greșit, n-am cum să vă dau banii, da? Aveți 250 de lei garantat în acest moment și hai să vedem cine e pregătit. Nu știu cine se uită la noi în această după-amiază, nu știu cine poate rezolva un astfel de joc, pentru că vă spun din start, nu e simplu. Trebuie să vă așteptați totuși la, eu zic, și la ceva nervi, s-ar putea să vă enervați din când în când dacă nu găsiți soluția corectă, dar rămâneți acolo, concentrați-vă și în momentul în care ați găsit țara, veniți aici în studio, aveți 250 de lei garantat. Aceștia sunt banii ce vă așteaptă aici, da? Vă așteaptă în studio, puteți să veniți oricând să-i luați, dar condiția e să aveți răspunsul corect. Dacă nu aveți răspunsul corect, eu nu vă pot ajuta, nimeni nu vă poate ajuta. Hai să vedem. Cine va câștiga? Cine va fi următoarea persoană în studio alături de mine? Știu, e complicat, dar puteți rezolva acest joc. Eu mă bazez pe dumneavoastră, chiar dacă va dura un pic mai mult, chiar dacă nu puteți rezolva acest joc într-un minut, da? Aveți nevoie de ceva mai mult timp. Jocul e încă pe ecran, da? Atât timp cât jocul e aici, atât timp cât eu sunt aici și vă spun că încă mai aștept un răspuns pentru cei 250 de lei garantat, atunci mai aveți o șansă și vă rog să vă folosiți acest timp de gândire, dacă vreți. Nimeni n-a găsit soluția, eu sper să o fi găsit totuși. Încă mai aștept și nu vreau să abandonați. Nu vă descurajați, vă spun, nu trebuie neapărat să fiți un expert în geografie, nu trebuie neapărat să fiți călătorit în întreaga lume. Eu cred, cu ajutorul literelor care sunt pe ecran, dumneavoastră veți reuși să găsiți răspunsul corect. Dar, care e pasul următor? Trebuie să veniți aici. Ați văzut, telefonul meu a tot sunat, am primit tot felul de răspunsuri. Unele au fost corecte, altele n-au fost corecte. Important este să mergem mai departe, da? La 1204 puteți să mă sunați oricând, veți primi o variantă de jucat la loto cu care sper să câștigați premiul cel mare, dar dacă vreți să participați în timpul emisiunii noastre, eu sunt aici și vă ofer 250 de lei garantat pentru jocul pe care îl aveți acum pe ecran. Nu mai pierdeți vreme, hai să vedem cine e pregătit. Ia să auzim, aveți răspunsul? O singură persoană, nici nu contează acum dacă nu toată lumea poate găsi răspunsul corect. Mă așteptam. Hai să vedem. O singură persoană. De o singură persoană am nevoie eu. 250 de lei și haideți, ia să ne gândim. La ce țară? O țară pe care poate ați vizitat-o, o țară pe care vreți să o vizitați. Poate e visul dumneavoastră să mergeți acolo, să trăiți acolo. Nu știu, mă gândesc. O țară pe care, eu vă spun sincer, toată lumea o cunoaște. Eu vă spun sincer. Toată lumea o cunoaște. Dar, pentru că sunt atâtea litere, acest lucru poate crea confuzie. Trebuie să vă pregătiți, da? Vă pregătiți bine înainte să puneți una pe telefon, pentru că nu vreau să aud un răspuns greșit. 250 de lei garantat. O țară. Hai să vedem despre ce țară e vorba.
Putem oferi un indiciu? Nu? Nu? Nici un indiciu? Prima literă, putem să oferim? Putem să oferim? Am să vă ajut. Prima literă e vorba despre litera S. Da! Prima literă e litera S. Așadar, am spus prima literă, ia să încercăm să urmăm așa liniile și să găsim soluția corectă. Cum dacă ați fost atenți, ați auzit indiciul și sper să vă folosiți de el. Da, prima literă este litera S. Hai să vedem, acum cred că toate lucrurile sunt mult mai clare pentru dumneavoastră. Trebuia să vă fi ajutat cumva pentru că e mult prea dificil, nu? Prea multe litere. Eu vreau un câștigător pentru acest joc și vreau ca dumneavoastră să veniți chiar acum în studio cu răspunsul corect. 250 de lei garantat pentru prima persoană în studio alături de mine cu răspunsul corect. Dar grăbiți-vă pentru că deja pregătim următorul joc. Sfârșitul acestui joc, îmi pare rău, nu mai putem aștepta. Acum e acum să vedem cine e pregătit să vină în studio alături de mine. 250 de lei. Nu spuneți că n-ați găsit răspunsul, am încercat să vă ajut. Mai mult de atât nu se poate. Litera S e prima literă. Alo, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, care e răspunsul? Sicilia. Nu. 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 Nu, 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 nu. Nu, Sicilia, nu. Căutam o țară. Statele Unite ale Americii. Nu. Nu pot să cred. Ok, mergem mai departe. V-ați grăbit? V-am zis, folosiți toate literele. V-am dat prima literă. V-am zis că e vorba de o țară. Mergem mai departe. Da. Mergem mai departe, îmi pare rău. Asta e. Mergem mai departe. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Bun. Găsim imaginea diferită. Acum avem o broscuță, nu? 50 de lei, fără greșel de data aceasta, da? Găsiți detaliul diferit și veniți aici în studio alături de mine. Dar vă rog, nu mai greșiți, vă rog. Vă rog din suflet, nu vă mai grăbiți. Ascultați tot ce am de spus. Citiți întrebarea cu atenție. Eu căutam o țară. Și dumneavoastră îmi spune Sicilia. Bun. Mergem mai departe. 50 de lei garantat de data aceasta, dar uităm tot ce a fost. Dăm uitării toți și mergem mai departe cu o imagine diferită. Hai să vedem despre ce imagine vorbim acum. Ce ar fi diferit? Nu văd nimic diferit. Dumneavoastră vedeți ceva diferit? Vă aștept aici, dar grăbiți-vă, da? Hai să vedem cine va fi următoarea persoană în studio alături de mine. A zburat timpul, am avut atâtea jocuri, atâtea răspunsuri interesante. Acum vă cer un răspuns corect. Nu aveți voie să greșiți pentru acest joc. Un răspuns corect vă rog din suflet. 1204, acesta este numărul de telefon. Folosiți-l în momentul în care sunteți siguri că ați găsit răspunsul corect. Nu e nevoie să-mi descrieți nimic, nu-mi spuneți ce e diferit. Nu știu, aveți culori de data aceasta. Trebuie să aveți grijă. Dar, regia, nu-mi dați mai mulți bani? 100 de lei? Avem nevoie, nu? Mai mulți bani, mai ales după răspunsul de la jocul anterior. 100 de lei, mă bucur că ați cooperează, da? 100 de lei pentru dumneavoastră dacă reușiți să găsiți răspunsul corect. Dar vă rog să vă grăbiți pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, da? Deja nu mai știu la ce joc am ajuns, cred că e al șaselea, al șaptelea, nici nu mai țin minte, vă spun sincer. Am trecut rapid așa de la o provocare la alta, de la un joc la altul, dar acum ne concentrăm și găsim răspunsul corect.
Nu veniți aici cu un răspuns incorrect pentru că mă supăr, da? Trebuie neapărat să mă oferiți răspunsul corect. Vă rog să aveți grijă la toate detaliile acestui joc. Citiți întrebarea cu atenție. Trebuie să găsiți imaginea diferită. Așadar, în aceste imagini dumneavoastră aveți una diferită. Acum nu știu exact ce ar putea fi diferit, pentru că așa la prima vedere putem spune cu toții, nu, dar nu e nicio greșeală, nu e nicio diferență, toate sunt la fel. Nu, ei bine, avem ceva diferit. Aproape insesizabil, aproape. Să vedem, 100 de lei garantat, dar cine va fi pregătit pentru răspunsul corect? Nu vă grăbiți. Eu vă cer să stați acolo cu răspunsul, să-l verificați o dată, de două, de trei ori, întrebați un prieten dacă încă mai aveți îndoieli, pentru că nu vreau să vă spun din nou, îmi pare rău, dar nu e răspunsul corect, pentru că eu am venit aici pentru a avea câștigători, nu pentru a vă spune cu tristețe în glas, păi nu e răspunsul corect, n-am cum să vă dau banii, da? Trebuie să vă concentrați. Haideți că se poate. Nu spuneți litera, îmi spuneți cifra, nu descrieți, nu vă complicați cu detalii, nu trebuie să-mi spuneți nimic altceva. Eventual numele dacă doriți și dacă mai aveți altceva de spus, vreo sugestie, poate preferați un joc, un alt joc, puteți să strecurați așa câteva cuvinte în momentul în care sunteți în direct. Îmi face plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră, dar știți că am venit aici pentru a oferi premii, pentru a oferi premii în bani. Așadar, dacă vreți cei 100 de lei, trebuie să vă grăbiți. Suntem în direct. Hai să vedem cine e pregătit. Nu spuneți că n-ați găsit încă soluția. Nu vă cred. Apropiați-vă de ecran. Luați prima imagine. Da, ne uităm la A1. Ne uităm și la A2. Ne uităm și la A3. La A4. Nu știu. E aceeași imagine, nu? Dumneavoastră vedeți ceva diferit? Multe detalii. Avem culori. Ne uităm cu atenție la fiecare amănunt. Din fericire, nu avem decât câteva imagini. Sunt mici, dar nu sunt cele mai mici imagini. Am avut mai mici de atât și, în plus, v-am amintit pisica aceea care mergea, deci se poate și mai rău. Apreciez faptul că regia totuși a ales un joc interesant de data aceasta, după experiența din jocul anterior. Hai să vedem acum. Nu mai pierdem vremea. Cine e pregătit să vină aici? Pentru că eu sunt gata să vă ofer 100 de lei garantat. Singura condiție e să aveți răspunsul corect. Și nu cumva să sunați după ce am rezolvat deja jocul. Mi s-a întâmplat azi odată, nu? Odată sau de două ori. Am primit același răspuns pentru care deja am oferit bani. Deci nu puteți repeta răspunsurile. A, B, C, D și cifra. 1, 2, 3, 4. Mare atenție în momentul în care ați găsit diferența, să nu cumva să alegeți o literă greșită, da? Deci urmăriți exact, așa mergeți cu atenție, alegeți coordonatele și veniți în studio. Suntem în direct, e sâmbătă după amiază, sper că astăzi vă relaxați acasă cu familia, poate beți o cafea sau un ceai, vă distrați, de ce nu, cu ajutorul jocurilor noastre. Alo, bună ziua! Aveți răspunsul corect? Alo? Da! Vă ascult! Alo! Alo, sunteți în direct! Care e răspunsul? 2B! 2B! Ia să vedem! 2B! 2B! Da! 2B! Perfect! Acesta era răspunsul corect! 100 de lei sunt ai dumneavoastră! Perfect! Ok, continuăm cu o zebră. Da. Și vă rog data viitoare să ascultați mai în telefon. Eventual vă îndepărtați de televizor, pentru că e greu să comunicăm altfel, da? Deci, ascultați mai în telefon, eventual puneți pe mute și ne auzim în telefon. Hai să vedem, A, B, C, D, E, avem mai multe. De data aceasta avem mai multe imagini. Și cred că avem și mai multe detalii. Va fi complicat acest joc, sigur. Va fi o adevărată provocare pentru dumneavoastră, chiar dacă sunteți experți în acest tip de joc. Eu sunt convinsă că va fi un pic mai greu de data aceasta, dar nu ne facem griji, da? Dumneavoastră puteți rezolva orice joc dacă vă propuneți, dacă vreți să fiți câștigători în această ediție. Șansa poate fi de partea dumneavoastră, în continuare 100 de lei garantat, dar nu pierdeți vremea. În același timp, să vă rog să nu vă grăbiți prea tare, da?
vă grăbiți numai dacă știți, e sigur că ați dat peste răspunsul corect. Dacă nu, mai stați acolo, vă mai uitați, mai analizați, întrebați pe cineva. Trebuie să fiți 100% sigur că ați găsit într-adevăr soluția corectă. Altfel, ați văzut ce se întâmplă. Dacă nu mi-oferiți răspunsul corect, n-am ce face pentru dumneavoastră. Nu vă pot oferi premiul în bani. 100 de lei garantat. Așadar, hai să vedem cine va fi următoarea persoană în direct. Foarte multe doamne fericite în ediția de azi, pentru că am avut foarte multe câștigătoare. Am avut și câteva răspunsuri incorrecte, dar prefer să lăsăm, să considerăm acel capitol închis. Ne concentrăm, suntem pe calea cea bună, deja am revenit pe drumul cel bun, cu răspunsul corect pe care tocmai l-am primit, da? Vom repeta experiența cu acest joc. Eu vă urez succes, dar vă rog să fiți atenți, da? A, B, C, D, E și aveți cifre de la 1 la 5. 25 de imagini totale de data aceasta. Una singură e diferită. Cum nu știu exact ce ar putea fi diferit, pentru că la prima vedere nu se remarcă nimic, nu? Parcă nimic nu ne sare în ochi, toate sunt la fel și mai mult de atât, detaliile sunt atât de mici încât acum chiar avem nevoie de un fel de lupă, ceva, nu știu, ne apropiem de ecran, schimbăm unghiul, nu știu exact ce trebuie făcut. Dar eu aș vrea totuși să încheiem acest joc, să vedem se poate. Aveți 100 de lei garantat. Tocmai am vorbit cu altă câștigătoare, să vedem cine va fi următoarea persoană cu răspunsul corect în emisiunea noastră. Hai să vedem, ultima șansă. Vreau să termin cu acest joc. 3 momente, atât mai avem pentru acest joc. Sper să fi avut suficient timp de gândire, sper că ați avut timp să parcurgeți așa toate detaliile, să treceți de la A1 și să ajungeți tocmai până la E5. Aveți 3 momente rămase pentru acest joc. De-abia l-am început, dar nu avem foarte mult timp la dispoziție, știți? Emisiunea nu durează decât o singură oră, iar eu am venit pregătită cu atâtea jocuri interesante. Să vedem, suntem la 3. Cine are răspunsul? O zebră. De fapt avem 25 de zebre, 2 momente, mare, mare, mare atenție. Cine vrea bani? Cine vrea să câștige chiar acum? Veți 100 de lei garantat. Dar pentru a lua acești bani, trebuie să fiți prima persoană în studio cu răspunsul corect. Nu cred că veți spune nu acestei sume de bani. Poate fi a dumneavoastră. Banii pot fi ai dumneavoastră într-un singur moment. Și sper să fie ai dumneavoastră, dar grăbiți-vă totuși, pentru că în curând vom trece la următorul joc. Telefonul meu a sunat de mai multe ori. Sper ca dumneavoastră să fiți următoarea persoană aici în direct. Hai să vedem, nu poate fi atât de greu, nu? N-ați găsit răspunsul? Încă mai aveți nevoie de timp? 100 de lei garantat. Eu sunt pregătită, dumneavoastră? Sunteți pregătiți? O literă și o cifră. Coordonatele, nu trebuie să-mi spuneți nimic altceva. Haideți, n-are cum să fie așa greu. 100 de lei și mai aveți un singur moment la dispoziție. ABCDE, 1, 2, 3, 4, 5. Nu le alegeți așa la întâmplare, sper. Nu alegeți așa o literă, nu știu, eventual inițiala a numelui, nu? Alegeți... Alo, bună ziua! Care e răspunsul? Macac! Puteți repeta răspunsul? Alo! Arătăm soluția. E3. E3. Mergem mai departe. Nu știu ce se întâmplă. E ceva în aer, nu? Ceva se întâmplă, nu știu. Mergem mai departe. Regia! Alo, regia, ce avem aici pe ecran? 3 imagini diferite. Puteți să-mi dați măcar 300 de lei? Nu strică niciodată să întrebăm, nu? 300 de lei. Regia, 300 de lei? Da, perfect. Măcar sunt de treabă. Bun, 300 de lei pentru 3 imagini diferite. Wow, ok. Acum. Și partea cea mai proastă este că nici nu avem așa mult timp la dispoziție. 300 de lei garantat. Pentru 3 imagini diferite, dar nu avem mult timp la dispoziție. Atenție, timpul a zburat. Sunt prea multe, regia, 2 imagini măcar, 2.
două imagini, eu cred că e mai mult decât suficient, nu? Două imagini diferite? Da? Da. Și aș vrea deja să terminăm cu jocul, da? Deci trebuie să alegeți două litere, două cifre, două numere. Hai să vedem. Vă las să vă concentrați un pic. $400? Da, 400. 400 de lei. În acest moment, dumneavoastră, puteți câștiga 400 de lei. Dar cine va fi cel mai bun? Cine va fi cel mai bun? Cea mai bună? Nu știu. E cel mai greu, cel mai dificil joc din această ediție. Eu cred că meritați mai mulți bani, regia. 500, se poate, 500 de lei. E un preț corect, e un premiu corect, e o sumă corectă. Da, 500 de lei. Dar jocul e la fel de dificil. Din nou, nu cred că ne adresăm tuturor telespectatorilor în acest moment. Îmi pare rău. Trebuia să avem și o astfel de provocare. Eu v-am avertizat, vă aduceți aminte, nu? De la început v-am zis, jocurile s-ar putea să fie din ce în ce mai dificile. S-ar putea să fiți nevoie să vă uitați în mai multe direcții. Și iată, s-a adeverit. Două imagini de data aceasta. Una singură nu e suficientă. Dacă aveți un răspuns incomplet, nu am ce face pentru dumneavoastră. Nu veniți aici. N-are sens. Doar dacă aveți răspunsul corect, puteți veni în studio. Mi-aș dori eu. Dacă sunați la 1204, puteți să sunați oricând. Primiți o variantă de jucat la loto. Dar dacă vreți să câștigați banii pe care i-am pus noi în joc de data aceasta, cei 500 de lei, trebuie să munciți un pic. Un pic mai mult, ca să fiu sinceră. Un pic mai mult. A, B, C, D, E și aveți de la 1 la 10. Alegeți literele, alegeți numerele și apoi veniți aici, da? Trebuie să fiți cea mai rapidă persoană din România. Cum nu știu exact câte persoane se uită la noi, dar e sâmbătă după amiaza. Ne cam relaxăm în fața televizorului în weekend, nu? Mai ales la ora aceasta. Și dar s-ar putea să aveți concurență. Sunteți într-o competiție, am nevoie de cel mai bun sau cea mai bună, cel mai bun jucător. Hai să vedem. Poate exact jocul perfect pentru dumneavoastră, poate este exact ceea ce așteptați, o astfel de provocare care să vă determine să munciți până la urmă, nu? Dar munciți cu folos, pentru că aveți 500 de lei garantat. Bani serioși, dacă mă întrebați pe mine. Acum nu știu că trebuie să munciți pentru a avea 500 de lei în contul bancar, în portofel, dar muncim, nu? Pentru o astfel de sumă, muncim din greu. Puteți obține acești bani cu un răspuns corect. Atenție, trebuie să fie complet și trebuie să fie precis, da? Nu puteți să veniți să-mi descrieți, să-mi spuneți acolo în partea de sus, în partea de jos, în mijloc lateral, da? Trebuie să-mi spuneți exact coordonatele. Două litere și două cifre, dar eu știu că mă pot baza pe dumneavoastră. 600 de lei se poate? Cu cât mă uit mai mult la acest joc, cu atât îmi dau seama că e foarte dificil. Din ce în ce mai mult. Sunt conștientă de ceea ce avem pe ecran. Cred că toată lumea e. Dar eu zic că se poate. 600 de lei și dacă sunteți tentați la un moment dat să abandonați, să spuneți, m-am săturat de jocul acesta. Nu, n-aveți voie. Uitați-vă la câți bani puteți câștiga. Premiile chiar aici. 600 de lei. Garantat pentru prima persoană care poate rezolva acest joc. Ia să vedem. Cine va fi această persoană? Una singură. Și dacă ați găsit răspunsul, haideți aici, nu mă așteptați. Nu mă așteptați pentru că altcineva poate să vă ia înainte. Și răspunsul dumneavoastră poate să fie oferit de către o altă persoană. Și atunci eu ce voi face? Dacă va fi răspunsul corect, banii îi voi acorda, nu? Premiul va pleca la prima persoană cu răspunsul corect aici în studio. Așadar, încercați să rezolvați jocul și odată ce ați găsit răspunsul, nu ezitați. 600 de lei garantat. Eu știu că se poate.
Știu că e greu, dar știu că se poate, da? E un joc ce poate fi rezolvat. Nu toată lumea va putea să-l rezolve. Poate unii telespectatori ar avea nevoie de mult mai mult timp, dar noi, pe noi ne presează timpul. N-avem, nu mai avem decât câteva minute la dispoziție, câteva momente, da? Regia, putem să oferim cei 600 de lei pentru o singură imagine ferită? Eu zic, ascultați-mă până la capăt, regia. E foarte greu jocul. E foarte greu. Și ați văzut, am primit răspunsuri greșite pentru jocuri mai simple decât acesta. Eu nu vreau să mă gândesc să vină cineva în studio acum și să-mi spună răspunsul incorrect. Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Regia, chiar nu se poate? Nu? Nu? O imagine diferită, 100 de lei, 300, jumătate, nu? Hai, regia, hai să... mi-au zis că una e destul de ușor de găsit. A doua e mai dificil, am înțeles. Deci, așa mi-au explicat ei. Prima imagine diferită e destul de ușor de găsit. A doua, provocarea vine la a doua imagine, iar a treia era aproape imposibil de găsit, măcar la a treia au renunțat. Dar măcar 200 de lei. Haideți că se poate, eu zic că se poate. 200 de lei pentru o imagine diferită și oricum diferența e mare. Bun, perfect! 200 de lei pentru o imagine diferită și 600 de lei pentru două imagini diferite. Hai să vedem... Toată lumea e fericită, sper, în acest moment, așadar, dacă nu ați reușit să găsiți cea de-a doua imagine, nu mai contează, să știți că nu vă va judeca nimeni când ați găsit decât o singură imagine, nu? Acum, accept orice fel de răspuns, da? Și unul parțial. Dacă îmi spuneți o singură imagine diferită, dacă îmi spuneți o literă și o cifră, perfect, 200 de lei cu condiția, bineînțeles, să fie un răspuns corect, un răspuns valid. 600 de lei însă pentru cine reușește să găsească cele două imagini diferite. A doua, provocarea vine la a doua imagine. Era de așteptat și asta înseamnă că nu avem aceeași diferență în a doua imagine. Cred că avem două lucruri separate, da? Hai să vedem, eu zic că se poate, încercați. Dumneavoastră, dacă ați deschis televizorul un pic mai târziu, asta e. Trebuie să recuperați cumva. Două sunt foarte, foarte dificile, dar 700 de lei, dacă cineva poate să găsească două imagini, eu cred că merită 700 de lei și da, mă bucur că sunt de acord cu mine. 700 de lei și în continuare aveți 200 de lei pentru o singură imagine diferită. Deci nu mai contează acum dacă nu o mai găsiți pe a doua. Acceptăm și un răspuns care conține o singură literă și o singură cifră. Și aveți posibilitatea să câștigați 200 de lei. Hai să vedem. 700 de lei sau 200 de lei. Cât vă voi oferi? Care va fi premiul dumneavoastră? 200? 700? Totul depinde de dumneavoastră. Totul depinde de răspunsul dumneavoastră. Depinde de... voința dumneavoastră, nu? Dacă vreți banii, pot fi ai dumneavoastră. Să vedem însă. Cât vă voi oferi? 200 sau 700 de lei? Sau ce ați spune de 800 de lei? Da. 800 de lei garantat pentru două imagini diferite. Atenție! Cu cât munciți mai mult, cu atât aveți posibilitatea să câștigați mai mulți bani. Acum însă, dacă nu reușiți să găsiți cea de-a doua imagine, nu e cazul să pierdeți vremea. Veniți aici, chiar cu o singură imagine diferită găsită, puteți câștiga 200 de lei. Eu zic că este un premiu extraordinar și m-au convins colegii că prima imagine e ceva mai ușor de găsit. Deci nu trebuie să stăm acum să ne stresăm foarte tare. Prima se poate găsi, da? Cu a doua e mai complicat, a doua chiar e o provocare. Dar aveți 800 de lei și eu zic că merită. Depuneți toate eforturile necesare. Trebuie să vă concentrați la maximum, pentru că deși are aerul unui joc simplu, nu vă lăsați păcăliți. E un joc complicat, da?
E un joc dificil. S-ar putea ca multe persoane acum să se enerveze uitându-se la toate aceste imagini, pentru că uneori lucrurile sunt atât de bine ascunse, chiar dacă se află în fața ochilor noștri. E nevoie de un strop de talent, zic eu, în direcția asta, de ochi foarte buni. Dacă nu găsiți ochelariu prin casă, s-ar putea deja din start să fiți dezavantajați, nu? Trebuie să aveți ochi foarte buni și cred că am nevoie de genul de persoană care remarcă așa lucruri rapid. 900 de lei, regia? 900 de lei, da. E greu. Cu cât mă uit mai mult la acest joc, cu atât mi se pare din ce în ce mai complicat. Nu știu exact cum să vă ajut. Mi-aș dori să vă ajut, dar ce-aș putea să vă spun? Nu știu, prea mai avem timp, asta e problema. Suntem în direct, nu uitați. O imagine diferită, 200 de lei. Dar dacă reușiți să regăsiți pe cele două, atunci aveți 900 de lei garantat. Vă dați seama? 900 de lei în buzunarele dumneavoastră. Ce ați face cu banii? Ia spune deoparte. V-ați cumpărat ceva, nu știu, pentru casă. Ați plătit o datorie. Ați plecat în vacanță. O excursie. Un weekend pe undeva. Nu știu. V-ați cumpărat poate cadouri pentru cei apropiați. Trebuie să faceți ce doriți cu acești bani, dar trebuie să îi aveți în buzunar în primul și în primul rând. Și de aceea sunt eu aici. De aceea puteți dumneavoastră în continuare să încercați. Sunt în continuare aici, jocul e tot pe ecran, mai aveți o șansă. Profitați de ea. 200 de lei pentru o singură imagine diferită sau 900 de lei pentru două imagini diferite. Dar grăbiți-vă pentru că nu mai avem timp. Suntem în direct. Acum e momentul, acum e șansa dumneavoastră. Puteți câștiga acum. Dar am nevoie de dumneavoastră. Hai să vedem. Cine e pregătit? 900 de lei sau 200 de lei? Câți bani veți câștiga dumneavoastră în această ediție cu emisiunea noastră? Puteți câștiga acum, dar dumneavoastră trebuie să decideți dacă vreți ca acești bani să fie ai dumneavoastră. Dacă nu, altcineva va decide acest lucru. Altcineva va veni aici în locul dumneavoastră, poate vecinul de peste drum, poate vecina de pe palier. N-aveți cum să lăsați acest lucru să se întâmple, nu? Trebuie să fiți persoane ambițioase, hotărâte, cine vrea banii îi poate câștiga chiar acum. Dar nu mai pierdeți vremea, nu mai pierdeți vremea pentru că nu e timp de pierdut. Trebuie să încercați mai mult ca oricând să găsiți soluția și să veniți aici. 200 de lei pentru o imagine diferită sau 900 de lei pentru două imagini diferite. Ia să vedem. Cine va fi persoana norocoasă de azi? Cine va găsi răspunsul corect? Avem nevoie poate și de un strop de noroc uneori. Cât să ne ajute și ochii, nu? Noi ne putem uita, dar dacă nu avem așa un strop de noroc, tot degeaba, nu? Eu zic să încercați. Haideți, apropiați-vă de ecran, luați la comparat, la analizat, la observat toate detaliile din toate aceste imagini. Regia, 1000 de lei? 1000 de lei? Dar e ultima șansă, mare, mare atenție, 1000 de lei, asta a dat surpriză din partea colegilor, 1000 de lei, dar haideți să vedem, e ultima șansă în acest moment, o imagine diferită, 200 de lei, două imagini diferite, vă vine sau nu să credeți, 1000 de lei garantat, da. Acest lucru se poate întâmpla doar aici, la câștigați acum. Nu mai pierdem vremea, da? Trebuie să încercați mai mult ca oricând. Acum e momentul, acum e șansa dumneavoastră. E ultima, atenție! A, B, C, D, E și aveți de la 1 la 10. Sper că ați urmărit cu atenție, da? Trebuie să mergeți așa orizontală și pe verticală pentru a alege litera și cifra, da? Trebuie să faceți acest lucru de două ori dacă vreți să câștigați 1000 de lei. Eu zic că se poate, eu zic că puteți să găsiți și cea de-a doua imagine diferită, dar să zicem că nu reușiți și nu vreți să ratați această ocazie nemaipomenită, atunci veniți aici,
Aveți 200 de lei garantat dacă mă oferiți un răspuns parțial, să zicem, da? O imagine diferită, adică o literă și o cifră. Suficient dacă vreți să câștigați 200 de lei. Dar dacă sunteți o fire ceva mai ambițioasă sau dacă ați reușit deja să localizați cea de-a doua diferență, sper să fi notat pe o foaie de hârtie, da? Notați, vă rog. Să nu cumva să faceți greșeli, să amestecați literele, cifrele, pentru că trebuie să fiți așa, extrem de preciși, da? Deci trebuie să-mi spuneți litera, cifra, litera, cifra. Aveți 4 lucruri să-mi comunicați. Nu trebuie să descrieți, nu trebuie să vă pierdeți în detalii. Lucrurile sunt relativ simple odată ce ați găsit soluția. Puteți să o verificați, întrebați pe cineva, cereți ajutorul cuiva dacă încă mai aveți așa îndoieli, pentru că trebuie ca cineva să ia acești bani. Eu vreau să vă ofer 1000 de lei, dar dacă nu reușiți să găsiți cea de-a doua diferență, atunci nu pierdeți vremea. Veniți aici în studio, îmi spuneți o literă și o cifră și în acest caz puteți câștiga 200 de lei. Suntem în continuare în direct, dar ne apropiem de finalul acestui joc. Mai aveți o ultimă șansă pentru el. Și hai să vedem cine e pregătit în această după-amiază. E sâmbătă, e weekend, sper că v-ați relaxat, ați luat deja masa sau vă pregătiți de prânz, nu știu exact ce program aveți în această după-amiază, poate merge și la cumpărături. E, cum ar fi să mergeți la cumpărături cu 1000 de lei în buzunar? Așa, bani pe care noi vi putem oferi în această ediție pentru acest joc. Avem deja alte lucruri pregătite, dar grăbiți-vă pentru că nu prea mai avem timp pentru acesta, deci trebuie neapărat să vedem studio cu soluția corectă. O imagine diferită, 200 de lei. Dacă le aveți pe amândouă, perfect, atunci puteți să câștigați 1000 de lei garantat. E un premiu extraordinar. Îmi place suma, e rotundă, e frumoasă și bineînțeles că putem cumpăra și mai multe lucruri cu 1000 de lei. Hai să vedem însă cine va fi cea mai rapidă persoană în această ediție. Nu pierdeți vremea, vă rog, trebuie să fiți aici, acum. Acum, în această secundă, se poate? Telefonul meu a tot sunat. Am auzit și răspunsuri interesante și răspunsuri corecte, dar acum e momentul să-mi spuneți un răspuns corect, 100% corect. Nu există, nu știu, nu vreau să aud, stați un pic, nu vreau să aud un răspuns pentru un joc deja terminat. Trebuie să aveți răspunsul corect pentru jocul pe care îl aveți în acest moment pe ecran. Am acoperit ecranul, da, e un joc serios, un joc dificil, o adevărată provocare, dar eu știu că am, știu că avem foarte mulți telespectatori care știu să joace, știu exact unde să se uite, știu exact metoda ce poate fi aplicată pentru cele mai bune rezultate. Și hai să vedem, ați găsit răspunsul, o literă, o cifră și dacă vreți cel mai mare premiu pus în joc în această ediție, ce e 1000 de lei, dacă vreți ca acești bani să fie ai dumneavoastră, trebuie să mai oferiți o a doua literă și o a doua cifră. Dar e ultima șansă pentru acest joc, încercați acum, dacă aveți soluția, nu stați pe gânduri, nu ezitați. Acum e acum, să vedem, sunt foarte entuziasmată, eu nu fac griji, eu sunt convinsă că veți veni aici cu răspunsul corect, dar haideți! Acum, da? Nu mai târziu. Mai târziu vom avea alt joc, poate. Ultima șansă. Câștigați acum? Sau vreți să câștigați mai târziu? De ce mai târziu? Nu lăsați pe mai târziu ceea ce puteți obține acum. E sfârșitul emisiunii? Deja? Ok, a zburat timpul. E sfârșitul jocului? E și sfârșitul emisiunii? Unde e câștigătorul meu? Deci nu mai avem timp de niciun alt joc, da? Acesta e ultimul joc din ediția de azi. Bun, ultima șansă pentru dumneavoastră. O imagine diferită, 200 de lei. Două imagini diferite, 1000 de lei. Haideți. E ultima șansă pe care o aveți. Acum trebuie să încercați. Mai mult ca oricând. Mai avem câteva, două minute, atât, două minute? Pregătiți răspunsul, pregătiți telefonul, dacă n-ați făcut-o deja până acum, pentru că începem numărătoarea inversă în 3, 2, 1 și start! Sfârșitul emisiunii, sfârșitul jocului, gata, aproape am terminat. Un minut și câteva secunde rămase, atât mai avem. Sfârșitul emisiunii.
mă fac griji acum, mă fac griji, nu știu. E cineva pregătit să vină aici? Nu știu de ce n-ați venit încă, dar sper să aveți răspunsul corect deja pregătit. Sper că ați notat literele și cifrele pe foaie și sper că veți veni aici cu răspunsul corect. Nu e loc de greșeală, da? Nu, vă rog din suflet, nu veniți cu un răspuns incorrect. Un minut și câteva secunde. Un minut și câteva secunde la dispoziția dumneavoastră. Chiar acum, hai să vedem. 200 de lei pentru o imagine diferită sau 1000 de lei pentru două imagini diferite. Un minut și câteva secunde. Hai să vedem. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu știu exact unde se află cele două imagini, dar sper că dumneavoastră le-ați localizat deja și sper că sunteți pregătiți să veniți în direct cu răspunsul corect, da? 1000 de lei garantat. O să vedem. Un minut rămas. Nu știu ce să zic. Îmi fac griji, dar nu mă dezamăgiți, nu? Am avut câteva răspunsuri incorrecte în ediția de azi, mai multe decât m-aș fi așteptat vreodată, dar nu trăim în trecut, da? Noi privim înainte și să vedem. 45 de secunde rămase chiar acum. Haideți repede, haideți, nu e timp de sta pe gânduri. Dacă aveți răspunsul corect, veniți în direct. Sunt gata să vă primesc în studio, sunt gata să vă ofer 1000 de lei. Vreau să fiți câștigători în această ediție, dar nu mai avem timp de alte jocuri. Am ajuns deja la final. O singură șansă rămasă pentru dumneavoastră și mai aveți 29 de secunde. Ai, 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 suntem din ce în ce mai aproape de final. Bun, hai să vedem, încă se mai poate. O singură persoană. Nici nu contează în acest moment dacă sunt, nu știu câte, să zicem, 100 de persoane și una singură a găsit răspunsul corect. De dumneavoastră am nevoie, dar am nevoie acum, nu mai târziu. Mai târziu emisiunea noastră nu va mai fi în direct, da? Mâine de la 14. 7 secunde rămase. Nu, de la 14. 3, 2, 1 și... Hai să vedem! Alo, bună ziua! Care e numele dumneavoastră? Bună ziua! Alo, ce Răzvan. Care e răspunsul? Câte aveți în primul rând? Câte diferențe? Doi C. Aveți două diferențe, vă ascult. Și 5 E. 5 E și prima? 2 C. Oh, perfect! Perfect! E5, C2, Răzvan, câștigătorul, ultimul câștigător din această ediție, 1000 de lei garantat, bravo, felicitări, banii sunt ai dumneavoastră și mă pregătesc să vă spun la revedere. Felicitări, iată, cineva e foarte, foarte fericit. Felicitări, să cheltuiți banii unde doriți, cu prietenii, de ce nu, văd că sunteți în companie bună astăzi, la revedere, ne revedem și mâine de la 14, o zi bună tuturor!